Ereți mai găsit Mântuitorul meu. Și apoi te rog să pregătești și 580. Din tine Thank you.
Doamne, în numele Domnului Iisus, ne apropiem de Tine și în seara aceasta și ne plecăm cu inimile înaintea Ta și îți aducem mulțumirile noastre, Doamne. Mulțumim că ne-ai ales în Domnul Iisus ca să ne dai viața veșnică și moștenirea pe care ai păstrat-o pentru cei ce sunt ai Tăi, Doamne. Mulțumim că în Domnul Iisus am căpătat dreptul acesta să ne facem copii ai Tăi și suntem, Doamne. Mulțumim pentru nădejdea pe care o avem că într-o zi îl vom vedea și vom fi ca El. Ajută-ne să trăim cu nădejdea aceasta, Doamne, și având nădejde să ne curățim și să trăim așa cum Domnul Iisus dorește, așa cum Tu dorești să trăim, Doamne, onorând numele Tău prin viețile noastre. Ne rugăm să binecuvântezi adunarea noastră și în seara aceasta, cu cercetarea Ta, Doamne, prin lucrarea Duhului Sfânt și a Cuvântului Tău. Mă rog să învrednicești pe toți cei care slujesc să facă lucrul acesta prin puterea Duhului Sfânt, pentru ca prin lucrarea fiecăruia slava Ta să fie mărită și biserica să fie zidită, Doamne. Da. Și mai mă rog pentru cei care sunt încă nemântuiți în mijlocul nostru, să Te înduri de ei, Doamne, să le deschizi inima pentru Evanghelie și să-i mântuiești. Slăvit să fie numele Tău, Tată, pentru că ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să deschideți cu mine Sfintele Scripturi la Psalmul 138. Psalmul 138. Te laud din toată inima, când laudele Tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul Tău cel sfânt și laud numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale. În ziua când Te-am chemat, M-ai ascultat, M-ai îmbărbătat și M-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrășmașilor mei și dreapta Ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor Tale. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Dar aș vrea ca aceste cuvinte ale psalmistului, ale lui David, să se împlinească cu noi în seara aceasta și să lăudăm pe Domnul din toată inima. Să fim aici prezenți cu toată ființa noastră și cu toată puterea noastră să ne angajăm în această lucrare pe care ne-a încredințat-o Domnul, să mărim laudele noi Lui prin ceea ce facem. Frații și surori, la începutul serviciului acestuia, poate că n-ar fi rău să vă aduc aminte de slujiri pe care le-am făcut cândva și nu știu dacă le mai facem. Aduceți aminte când, în vremea tinereții noastre, cei de vârsta mea și mai vârstnici, cum mergeam la biserică și ne stăteam pe scaun și ne rugam. Și erau servicii întregi în care mijloceam înaintea Domnului și ce har mare dădea Domnul. Și aceasta e o lucrare prin care putem să mărim slava Domnului în mijlocul adunării, rugându-ne și mijlocind pentru cei care slujesc în alt fel. Haideți, așa cum am zis, cu inima plină de bucurie să ne apropiem de Domnul și să mărim prin laudele noastre slava Lui, pentru că e vrednic să o primească. Vom asculta orchestra lăudând pe Domnul cu o cântare. După această primă cântare a orchestrei, sora Stella Sinitean va lăuda pe Domnul cu o poezie. Și apoi vom cânta o cântare cu toată biserica. Thank you.
Când valuri mari în contră-t se ridică, ești speriat și foarte disperat. E oare puterea Domnului prea mică? E ceva greu pentru cel minunat? El a făcut marea, a făcut uscatul, întreg universul, pe toți cei ce vețuiesc. Pentru a noastre păcate plătita prețul, prin marea-i putere toate dăinuiesc. El este în slavă, domnește în iubire și pentru ai săi copii loc a gătit. La tronul său, în nespusă mărire, într-o strălucire de neînchipuit. A lui este lauda, a lui este mărirea, cinstea și onoarea îi se cuvin lui. Toată puterea, toată stăpânirea din veșnicii sunt ale Domnului. Deci, fii cu mare băgare de seamă și cu credință stai pe brațul lui. Fii liniștit, n-avea nicio teamă, nimic nu-i prea greu la Domnul cerului. Amin. Amin. A recitat sora Stella poezia, este scrisă de sora Veronica Sălăjan, titulată Poeme spre slava Domnului, și o puteți procura la fratele Nelus Nitean. Costă $10, 230 de pagini de poezie. De asemenea, tot din partea familiei Sălăjan avem și cartea intitulată Moise, slujitorul Domnului, o culegere de predici, de mesaje din cartea Exodul despre Moise. Cei care doriți cartea costă $5, puteți să-și procura la fratele Nelus Nitean. Mulțumesc! M-am bucurat să văd în seara aceasta pe fratele Daniel Opriș împreună cu noi și slăvim pe Domnul pentru aceasta. Haideți să cântăm o cântare care dânsul a făcut-o cel puțin pentru mine una din favorite. Doamne, bunătatea ta, 1106. Thank you.
orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare și după cântarea aceasta vom asculta mesajul în limba engleză adus de fratele Brian Scurtu.
Pacha. Let's stand as we read from the Word of God. 2 Timothy 3:10. You, however, know all of my teachings, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings. What kind of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? The persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. While evildoers and imposters will go from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Because you know those from which you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servants of God may be thoroughly equipped for every good work. You may be seated. How many of you would like to own a huge, expensive house with a 3-car garage and any car you've ever wanted? You would have the job of your dreams, and you would make $250,000 a year. Now, wouldn't it be great if you can have all those things and those possessions could get you to heaven? I don't think anyone would turn down that offer. But unfortunately, we already know that that's not how things work. Matthew 6, 19-21 says, Do not store up yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourself treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. In Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either he will hate one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. If a person's heart is on this world or devoted to the things of this world, how can their heart be devoted to God at the same time? I'm not saying it's wrong to be rich or have a lot of possessions, as long as money is not the main focus in your life. Matthew 16:26. What good will it be for a man if he gains the world, yet forfeits his soul? Everyone has to devote their life to something, and the right thing to devote your life to is to have a godly life. This should be the greatest desire in our life. There are three things the godly life will need or do. The first is that a godly life will center on Christ. Before a person can have a godly life, first he must know Christ and grow in him. Jesus is the one who shows us who God is and what he is like. He is God in the flesh. We must have the Son to have the Father. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other man under heaven. There is no other name under heaven given to men by which we must be saved. God wants us to be more like him, and there's no better way to do that than to center our lives around Jesus Christ. We have our desires and goals in life, which mostly include getting into a good college, getting a good job, getting married, and raising a family under Christ. But there's more life than just that. Our main focus should be on Jesus so that we can be what God wants us to be and in order to be more godly. Colossians 3:1-3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated on the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden in Christ and God. Secondly, a godly life will bring on persecution, as we read in 2 Timothy 3:12-13. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. While evil men and imposters will go from bad to worse, deceiving and being deceived. In Egypt, about 130 Christians, including children, were imprisoned a month after 2,000 security forces attacked their church under Reconstruction, killing 7 people. Many of those being held captive were people that went to church on November 24.
If you live in a country where your faith could mean your life, if you would cost you everything, would you be willing to give up your life for Christ? Luckily for us, things aren't at that extreme where we can be killed for our faith, but persecution doesn't necessarily mean death. For us, it could just mean people looking down at us, laughing or mocking us. The Bible says that the world is in control of Satan. So if the world is in control of Satan, and we live our faith openly, we should not be surprised when we are persecuted. Thirdly, a godly life will rely on Scripture, like how 2 Timothy 3, 16-17 said, "All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work." If we spend our time wisely in Scripture, how will we be able... If we spend our time wisely in Scripture, we won't be wasting our time doing other things that could cause us sin. We'll be learning in Christ, which can keep us from temptation. When Thomas Edison was asked how he resists temptation, he replied, "I don't have any. I never have time." Psalm 1:1-2. "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." And Psalm 119:11, "Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against God." Not only will Scripture keep us from sin, but it will also make you the person you should be. God wants us to be more godly than we already are. Our priority in life should be to serve God and to do his will. And part of God's will for our lives is to be more like him, more godly, in Jesus Christ. Amen. Amen. Oameni nevlavioși, temători de Domnul, și să creștem în nevlavie. Slavă Domnului pentru copiii noștri care, într-adevăr, cresc atât în cunoștință, în cunoștința Domnului, cât și în cunoștința Sfintelor Scripturi și în slujirea pe care o fac. Haideți acum să ne ridicăm, să cântăm cu toți o cântare spre slava Domnului. După cântarea aceasta am să ascult versetele. "1117. În lumea aceasta toate sunt trecătoare." Oh,
rog să vă așezați. Și rog doar pe cei care au învățat versetele să se ridice și să începem să le recităm. Vă rog să vă ridicați cei care ați învățat versetele. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Thank you. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți în înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De bine, mulțumesc. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi, din partea voastră, o slujbă duhovnicească. Foarte bine, mulțumesc. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Foarte bine, mulțumesc. Brothers and sisters, God has shown his mercy. So I am asking you to offer your bodies to him while you are still alive. Your bodies are holy sacrifice that is pleasing to God. You are worshiping Him. Amen. God bless you. Therefore, I urge you, brothers, in the view of God's mercy, to offer your bodies for a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Mulțumesc. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen. Do not conform to the any longer to this pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing, and good, pleasing and perfect will. Amin. Foarte bine. Mulțumesc. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Foarte bine. Mulțumesc. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Foarte bine, Sarah. Thank you.
Therefore, I urge you, brothers, in the view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă înnoiți prin... ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Mulțumesc! Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumesc! Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumesc! Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Mulțumesc! Of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mulțumesc. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Mulțumesc. Mai este cineva aici în sală? Da? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumesc! Amin. Mai este cineva jos în sală? Da? Nu? Dar fraților, pentru îndurare lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă Tu foarte bine, Matthew. God bless you. La balcon, Marius. And be not conformed into this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amin. Dacă mai este cineva? Dacă nu, atunci cu ajutorul Domnului, pe data viitoare vom lua versetele 3, 4 și 5. Romani, capitolul 12, versetele 3, 4 și 5. Și acum haideți să ascultăm din nou orchestra laudând pe Domnul cu o cântare.
Am intrat cu ajutorul Domnului într-o săptămână nouă. Domnul să fie cu noi. În săptămâna aceasta, miercuri seara la 7:30, se întâlnește comitetul pentru lucrările de comitet. Apoi, joi seara la 7, ne întâlnim cu toți cei care pot și doresc să vină pentru un timp de părtășie, de rugăciune și de meditare la Cuvântul Domnului și apoi de repetiție, începând cu ora 8, repetiție de orchestra de mandoline. Vineri seara este, tinerii au activitățile lor vineri seara, apoi de la 9:30, este, fiind aceasta ultima vinere din luna ianuarie, va fi o noapte de rugăciune, de părtășie și de veghe. Pentru că este ianuarie încă, m-a rugat fratele Puiu azi dimineață să fac anunțul acesta și l-am făcut și azi dimineață, îl fac și acum seara. Vedeți, avem și iarnă. Spre marea neplăcere a unora, avem și iarnă. Când ninge, e foarte greu de curățat parcarea. Și atunci, cu atât mai greu e de curățat cu cât sunt mașini lăsate în parcare. Nu mai lăsați mașinile peste noapte în parcarea bisericii, pentru că e foarte greu pentru fratele care face lucrarea aceasta. Și pentru noi, când venim duminică dimineața să parcăm aici, cei care vin la școală și așa mai departe, deci nu lăsați mașinile peste noapte în parcare. Fratele Dan Trânc dorește să facă un anunț. Pace, fraților și surori. Fratele Ovidiu a început serviciul din seara asta prin a spune că când eram mai tineri slujeam Domnului. Și o slujeam în locurile unde eram, așezat pe bancă, prin rugăciuni pentru cei care slujesc Domnului în anumite feluri sau în tot felul, în biserică. Parcă nu mi-a ghicit că îi spusesem de fapt înainte că am un anunț de făcut. Oricum se poate face slujba aceasta și alte slujbe pe lângă aceasta, pe lângă rugăciune în casa Domnului, pentru că Domnul ne-a dat daruri și darul de slujire unii pentru alții. Și mă adresez dumneavoastră ca fratelor și surorilor mele pe care vă iubesc și aici am găsesc bucuria mare peste săptămână în casa Domnului cu dumneavoastră aici împreună și simțim că suntem o familie, cred asta, lucrul acesta. Aș vrea să vă încurajez citind câteva versete și am să vă spun și motivul pentru care îl citesc. Bănuiesc că știți. Cuvântul Domnului ne spune în Evrei 13:16 să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Și mă duc înapoi la binecunoscutele versete din 2 Corinteni, capitolul 8, începând cu versetul 9, care spune așa: căci cunoaște sarul Domnului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca prisosul lor să acopere la rândul lor nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. După cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Și fratele Brian, înaintea mea, tânărul acesta, a spus același lucru, că cine ar folosi nouă să avem aici case și garaje și bani și de toate mașini, dacă unii duc lipsă. Și printre noi sunt frați și surori care sunt acum în strâmtorare. După cum știți, Fondul Macedonia asistă frați și surori care sunt care efectiv n-au nici bani să-și cumpere medicamente sau să-și iau un bilet de tren sau de bus ca să vină la biserică. Și unii frați fac slujire în sensul acesta. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Din Fondul Macedonia, cel puțin, susținem trei persoane de la noi din biserică pe lângă alte nevoi care se ivesc instantaneu. Așadar, avem nevoie iarăși ca trecând pe lângă cutia aceea acolo, să vă aduceți aminte că slujim Domnului prin binefacerile noastre. Amin. Și că un dolar fiecare dintre noi poate să pună. Pentru că pe dădătorul voios Dumnezeu îl iubește și să știți că nu sărăcim dacă punem un dolar. Mai ales dacă dăm cu inima vesele, pentru că bucuroși, pentru că Dumnezeu onorează lucrul acesta și
Eu aș dori ca nimeni să nu ducă lipsă și dacă stă Amin. În puterea mea și în puterea noastră lucrurile astea, haideți să le facem ca pentru Domnul, pentru că și asta este o slujire. Mai ales acum avem o mare trebuință de niște bani care trebuie să ajutăm niște persoane la care Domnul i-a încercat și are nevoie de ajutor. Domnul să ne ajute pe toți la această. Amin. 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 Mai vreau să anunț o seară de părtășie a familiilor, a cuplurilor căsătorite din biserică. Pe data de 10 februarie va avea loc, așa cum de câțiva ani încoace, are loc în fiecare an, la începutul lunii februarie, această seară de părtășie. Am să citesc pe data de 10 februarie 2012, la ora 6:30 va începe seara aceasta de părtășie. Scopul acestei activități este să întărească familiile din biserică. Seara aceasta e o seară a cuplurilor, de aceea vă rugăm să faceți aranjamentele necesare ca să puteți să veniți ca un cuplu, ca familie. Pentru mai multe informații, puteți să contactați pe fratele Valentin Gabor și cred că anunțul acesta va fi postat aici în holul bisericii, da? Și aici puteți să găsiți numărul de telefon al fratelui Vali și dacă doriți mai multe informații, puteți afla această informație. Ianuarie și începutul lui februarie reprezintă un timp binecuvântat și pentru că ne angajăm în mai multe feluri de slujire, iarăși am făcut o tradiție bună, aceea să ne rugăm în mod deosebit unii pentru alții la începutul anului. Și fratele Daniel a anunțat, anunță de pe săptămână pe săptămână, anunță această dimineață, am să rog să anunțe și acum seara felul în care ne vom ruga unii pentru alții în săptămâna în care am intrat. Ne vom ruga unii pentru alții în modul următor. Fiecare își caută numele în catalogul acela cu membrii bisericii care a fost publicat cu ani în urmă. Dacă n-aveți, cereți o copie și vi se dă. Găsiți-vă numele acolo și uitați-vă pe pagina în care apare numele dumneavoastră, că acolo sunt familii, mai multe, și au copii. Copiii sunt puși în paranteză cu litere italice aplecate. Și când veniți înaintea Domnului în fiecare zi, aduceți înaintea Lui copiii aceștia, familiilor care sunt pe aceeași pagină cu dumneavoastră. Putem să ne rugăm unii pentru alții. Copiii sunt cei mai vulnerabili, nu? Spuneam că îi protejăm din punct de vedere fizic, tot așa trebuie să îi protejăm și din punct de vedere spiritual, ca să nu ajungă pradă atâtor lucruri care și primejdii care îi pasc în societatea în care trăim. Fie ca Domnul să ne pună pe inimă și această slujire pentru copiii noștri, să ne rugăm pentru ei, să-i purtăm înaintea Domnului. Apoi, în duminica viitoare vom anunța un alt mod de a ne ruga unii pentru alții și apoi, în duminica primă din februarie, când vom sta și la masa Domnului, vom avea sesiune specială de rugăciune cu toată biserica pentru cauze speciale. Vă rugăm pe toți să fiți prezenți, niciunul să nu lipsească, la 9 să putem începe și apoi să stăm într-o oră, într-adevăr, de rugăciune înaintea Domnului, mijlocind și lăudându-L pentru bunătatea Lui față de noi. Amin. Amin. Reamintesc chiar și că anul acesta este un an în care Domnul sper că ne va ține încă în harul Său până când vom ajunge să sărbătorim 30 de ani de existența bisericii. În luna iulie facem 30 de ani de existență. Așa cum v-am spus, fiecare e chemat să participe la o publicație care o scoatem cu ocazia aceasta, articole, poezii, mărturii, binecuvântări pe care le-ați primit în această biserică, le scrieți, le puneți pe hârtie și le dați sorei sau le bateți la computer și pe un CD sau pe un acela, whatever, memory stick, dați la sora Otilia. Sora Otilia, vă rog să o ridicați să vă cunoască din nou. Ea se va ocupa de publicația aceasta, o publicație specială. Cea care am publicat-o cu 5 ani în urmă a fost frumoasă, nu-i așa? Și acolo sunt niște mărturii foarte, foarte, așa, taci, te ating la inimă. Cred că fiecare poate să spună ceva despre felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat în această biserică sau alte mărturii din viața de credință pe care aveți de umblarea cu Dumnezeu, din familia voastră, să le publicăm acolo, să rămână și pentru generațiile care vin o mărturie a felului în care Domnul a lucrat și în biserica noastră, în copiii noștri, în tineretul nostru și în familiile bisericii noastre. Vă mulțumesc. Apoi mai am un anunț. Dacă cineva știe o persoană care vine din România, din părțile Radului, încoace în următoarele zile, sora Hanna ar avea nevoie de ceva medicamente. Dacă știți cineva care se deplasează, vă rugăm să ne spuneți ca să putem face și serviciul acesta. Mulțumesc. Haideți acum vă rog să ne ridicăm și în timp ce cântăm o cântare să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre.
numărul 1251. Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim. 1251. Începutul serviciului acestuia din Psalmul 138, setul 7 zice așa: când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Vine strâmtorarea și peste oamenii credincioși și peste oamenii necredincioși. Am vorbit, că mulți dintre noi știm, săptămâna asta fratele Daniel Opri și-a trecut prin strâmtorare și poate să mărturisească așa cum mărturisește și poet în Psalmistul David: în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat. Și ne bucurăm să-l avem din nou pe fratele în mijlocul nostru. Domnul s-a îndurat, l-a dus cu bine în mijlocul familiei și în mijlocul bisericii și fratele va lăuda pe Domnul cu o cântare. Când am intrat în biserică, în această seară, am crezut că soarele s-a oprit aici, în casa asta. Am văzut zâmbetul fraților, cum au întâmpinat și vă mulțumesc pentru rugăciunile care le-ați înălțat la Dumnezeu pentru mine și Dumnezeu a lucrat. Și este minunat că El poartă de grijă și într-un mod în care noi nu ne putem da seama cum Dumnezeu lucrează. Voi cânta cântarea pe care am învățat-o, e o cântare care a compus-o un nepot de-a meu care locuiește în Spania. Și am vrut să o cânt anul trecut, dar
În seara aia, Rani, fiul meu, a avut mesajul pentru tineri și m-a făcut să schimb cântarea și n-am mai cântat-o. Și frații a spus, trebuie să ne cânti cântarea nouă care ai învățat-o. Și cu altă ocazie am să spun cum Dumnezeu lucrează și că El este ieri, azi și în veci. Și nu cred că este timpul să vă spun cum a luat lucrurile în viața mea și cum au venit aceste lucruri în viața mea de probleme de sănătate. Prima a pornit de pe când eram copil. Problema la stomac. N-am știut eu atunci. Eram în clasa a patra, mama mă trimitea la școală și în fiecare zi îmi dădea câte un leu să-mi cumpăr cornuri. Erau 25 de bani un corn și de un leu îmi dădea 4 cornuri și eram la școală de la ora 8 până la 12, aveam 4 cornuri pentru fiecare oră. Și eu strângeam leul și nu-mi cumpăram. Și la sfârșitul săptămânii aveam 5 lei. Și cu banii aia îi strângeam și noi am fost o familie săracă, eram 10 frați, dar mama întotdeauna se ruga când punea masa ca Dumnezeu să aibă, să poarte de grijă pentru următoarea masă. Și era sâmbătă seara și mama se ruga că n-avea bani să cumpere pâine. Și nu știu cum s-a întâmplat că eram în jurul ei. Și zic, mama, am eu 5 lei. Zice, da, de unde ai? Păi zic, dumneata mi-ai dat în fiecare zi să-mi iau cornul la școală și nu mi-am cumpărat. Aole, și n-ai mâncat toată săptămâna la școală? Zic, da, am mâncat. Și atunci zic, uite, ia ăștia 5 lei, s-a dus și a cumpărat și am avut pâine. Și a cumpărat pâine. Altă ocazie a fost când am plecat, eram 18-19 ani, am fost la o nuntă și de acolo seara ne-am întors, părinții Mirelui ne-a chemat acasă și da, stăteam de vorbă, se cânta atunci foarte mult. Și așa cum după nuntă, acasă, familia mea are prăjituri și noi eram tineri, am mâncat și ne-a fost foarte sete. Și zic, nu mai aveți apă minerală când e sete. Și zice, bă, da, e acolo pe antreu afară. Am dus afară și pe antreu era o măsuță și pe măsuță era o sticlă ca de apă minerală și un pahar. Și am pus în pahar și n-am știut ce e acolo. Și am băut un pahar tot. Când am văzut, mi-am dat seama că nu era apă minerală. Era soluție din aia care pui când te tai la deget și te ustură când ai pus și am băut un pahar întreg. Da. Și atunci dau, nu știam ce să fac, o deschid ușa, zic, ce a fost în sticla asta? Zice, cineva s-a tăiat la deget și i-a pus așa și l-a pansat și a pus și a zis, unde e fata? Fata fratelui studia la medicină și avea primul ajutor acasă și zice, ai pus sticla pe masă, da, și nu știa ce să facă. Și atunci zice, nu avem ce să facem, e duminică seara, unde să mergem? Și mi-am adus aminte că mama acasă avea o vacă și vaca a băut sodă caustică și a dat lapte. Și zic, aveți lapte? I-am spus la fratele. Zice, da, avem 2 litri. Am băut 2 litri de lapte și după aia am 3 zile am avut febră 43 și n-am știut, nu știam ce să fac. Și apoi m-am rugat, cum eram tânăr atunci și am citit cuvântul lui Dumnezeu, m-am rugat și m-am pus în pat și am zis că fac ultima rugăciune. Și dimineața m-am sculat, temperatura 37. Apoi, asta e problema care, cred că problema stomacului meu va fi ca un țepuș cât voi trăi. Și apoi am venit în America și 15 ani am postit și m-am rugat de 3 ori pe săptămână. 15 ani. Am chinuit stomacul, dar acum mă năcăzește el pe mine. După aia, săptămâna trecută, lunea, am avut o durere în piept, eram la servici și era ora 3 chiar înainte să plec și mi-am dat seama că nu e bine. Și la 3:30 am plecat și atunci zic să mă întorc înapoi să iau un pahar cu apă. Și am luat un pahar cu apă cu mine în mașină și am plecat. Și de la al doilea semafor, deja durerea a crescut în piept. Nu știam de unde vine.
și tot mai mult și apoi am sunat-o pe soția, stăteam cu soția la telefon, ea m-a încurajat, zice, mai un pic, zic, trebuie să ajungem la emergency. Și am ajuns pe expres și zic, nu mai pot să merg, încep să nu mai văd de durere din piept. Și atunci am băut paharul cu apă care l-am avut și am ajuns la emergency. Și am intrat acolo, m-am pus direct pe aparate, am avut tensiunea 179/98, după aia au încercat să o coboare, a coborât dintr-o dată la 34/79 și după aia, încetul, n-am mai știut de mine și m-au dus în cameră până la urmă și m-au sunat acolo și acum au început să vadă prima problemă să nu fie de la inimă. Asta e primul lucru, ca durerea din piept. Și următoarea zi m-au testat, m-au dus pe la aparate, mi-au făcut testul cu biochemical și a trecut cu bine testul, n-am avut probleme. După aia trebuia să meargă mai departe, următorul test să găsească alt test, Heidel scan. Și aici ei au văzut, dacă nu e problema de la inimă, au încercat să facă un medicament care se potrivia cu antibioticele care le luam pentru stomac, că aveam deja, am avut o bacterie și a produs două ulcere. Și ca să meargă medicamentul, ca să-mi ia durerea din piept. Au greșit, pentru că au presupus și era să mor în noaptea aia. Și atunci mi-a dat o injecție și au luat puterea medicamentului și mi-a revenit. Și urma următorul test a doua zi ca să vadă toate conexiile și tuburile din mine care trece și prin piept și așa, și testul a ieșit bine. Dar seara, înainte de test, doi frați au venit la mine și unul a citit un psalm și celălalt s-a rugat. Și când i-am văzut că a intrat pe ușă în cameră la mine, mi-am adus aminte de versetul care spune Matei la nașterea Domnului Iisus. Când a văzut ei steaua, n-am mai putut de bucurie. Așa am pățit și eu. Când i-am văzut pe frații, așa n-am mai putut de bucurie. Și s-au rugat, un frate a citit un psalm, celălalt s-a rugat și fratele care a citit din psalm a scos un cuvânt de acolo, o frază, și care spune așa: prea bunul meu Dumnezeu. Și de patru ori a repetat cuvântul ăla și a început să aibă un dialog fratele care a citit psalmul și celălaltul care s-a rugat. Și spunea: măi frate, așa de vreo 2 ani încerc să trăiesc prin credință și așa greu mi-e. Iar celălaltul care numai prin credință a putut să mai trăiască ultima vreme, zice: da, e greu. Zice: n-am ce face, numai așa pot să trăiesc. Și după aia s-a uitat să vadă cu ce ocazie a fost scris psalmul. Și zice, pe când David, un psalm al lui David, pe când era urmărit ca să-l omoare. Și zice, și adaugă, zice, uite, el era urmărit să-l omoare și el zice: prea bunul meu Dumnezeu. A anunțat la stație că vizatorii să plece, au plecat. A rămas și soția încă un pic, m-a sărutat și a plecat și a rămas singur a treia noapte cu durere în piept și nu știam ce se întâmplă. Era ora 12 noaptea, s-a făcut 1 noaptea și cu gândul acesta din psalm am adormit și am pus mâna pe piept și am zis: prea bunul meu Dumnezeu. Și dimineața la ora 5 m-am sculat fără durere în piept. Asta a fost răspunsul. La ora 6 au venit și mi-era frică să pun mâna în piept. Mi-era frică să nu apăs. Înainte mă întorceam și dacă mă întorceam așa în patul meu, simțeam durere în piept. Mă duceam în partea altă. Și când am văzut dimineața că nu am durere, atunci m-am întors. N-aveam durere. Și în partea altă n-aveam durere. Dar mi-era frică să pun mâna în piept, să nu înceapă din nou durere. Și la ora 6 a venit doctorul și zice: cum ești? Zic, cred că a fost un miracol. Zice: ce vrei să spui? Păi zic, uite, aseară a venit doi prieteni de-a mei credincioși și unul a citit un psalm și unul s-a rugat și a plecat. La care el zice: da, zice, pe lângă medicină am studiat și lucrul acesta. El era evreu. Mă gândeam, cred că ai studiat de când erai copil. Și așa Dumnezeu mi-a luat durerea, am ajuns acasă și durerea nu mai am în piept. Dar cea care a început de mic copil și a închinuit, acum mă năcăjește el și cred că va fi ca un țepuș. Țepușul, să știți că nu e ca urmare a unui păcat din viața credinciosului. Știți ce? Vă spun că
Pavel când a primit un țepuș n-a fost pentru că a păcătuit, ci în urma unei binecuvântări. Știți de ce? L-a văzut pe Domnul și a rămas orb. Și de atunci a rămas țepușul acesta. Vreau să cânt acum. Vă mulțumesc pentru rugăciune. Dacă într-o zi ploaie nu va fi, dacă loc de roți și floare, glas de cântec sau culoare, nor de praf în zări s-o ridica. Dacă într-o zi norii vor veni, dacă cei din jurul meu nu vor fi când îmi va fi greu și mereu vor spune în zadar, în tine mă cred că vei fi lângă mine, chiar dacă zi de zi îmi e greu sau bine și frica nu va fi când te știu lângă mine. Greu va fi, în tine mă cred că vei fi lângă mine, chiar dacă zi de zi îmi e greu sau bine și frica nu va fi când te știu lângă mine. Dacă greu va fi, dacă într-o zi anii vor fugi, lăsând loc de griji sau boală, urme adânci sau tâmplă albă, și nu știu ziua când s-ar sfârși. În tine mă cred că vei fi lângă mine, chiar dacă zi de zi îmi e greu sau bine și frica nu va fi când te știu lângă mine. Dacă într-o zi greu va fi, tine mă cred că vei fi lângă mine, iar dacă zi de zi îmi e greu sau bine și frica nu va fi când te știu lângă mine. Dacă greu va fi, dacă într-o zi greu va fi. Să aveți siguranța aceasta că într-o zi va fi greu pentru fiecare dintre noi. Dar după cum avem siguranța aceasta născută din experiență că a fost și va mai fi greu, tot așa aș vrea să avem
siguranța aceasta născută din cuvântul lui Dumnezeu și bazată pe promisiunile lui că în ziua aceea, când vom umbla prin mijlocul strâmtorării, Domnul va fi cu noi. Slavă Lui! Haideți acum să ne ridicăm, să ascultăm cuvântul citit și apoi predicat de fratele Daniel. Nu aveam un text specific de citit, aș vrea să deschidem la Epistola către Evrei, la capitolul 12. Citim câteva versete, începând cu versetul 12. Întăriți, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrem, n-a putut să o schimbe. Amin. Când încep un an nou, încep să citesc Biblia de la capăt, la început, și asta înseamnă că încep cu cartea Geneza. De fiecare dată când citesc cartea Geneza, sunt surprins să aflu informații pe care n-am descoperit-o acolo înainte, informații pe care n-am observat-o, pe care n-am exploatat-o și de pe urma căreia n-am ajuns să beneficiez din punct de vedere spiritual. Știți că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe. Admirația noastră pentru Cuvântul Dumnezeu ar trebui să crească permanent, frații mei. În Cuvântul Său Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, tot ce avem nevoie pentru creșterea noastră spirituală și pentru progresul nostru este în Scriptură. De aceea ar trebui să citim Scriptura cu multă atenție, cu dorința de a învăța, cu dorința ca Dumnezeu să ne ilumineze atunci când citim textul, ca să pricepem ce anume se aplică vieții noastre în acea circunstanță particulară în care trăim. În seara aceasta doresc să aduc în față una din multele istorii ale cărții Geneza care ne poate instrui pe calea credinței. Și nu o să iau întreaga istorie, ci doar un amănunt dintr-o istorie a doi frați gemeni, doi frați foarte deosebiți, deși erau gemeni. Ei au avut opțiuni diferite, nu doar pe plan profesional, unul era vânător, altul era se ocupa de probleme în casă, gospodărie, bucătărie și așa mai departe. Au avut opțiuni diferite, nu doar pe plan profesional, spun, ci mai ales pe plan spiritual. Ca urmare a atitudinilor lor diferite față de cele spirituale, ei au ajuns să ia decizii diferite în multe compartimente ale vieții, au ajuns să umble pe drumuri diferite și să aibă în final destine diferite. Au avut și ceva în comun. Amândoi au ajuns să plângă dureros la un moment dat în viață. Amândoi s-au oprit din alergarea lor, au privit la viața lor și au analizat viața și au plâns. Nu știu dacă ați recunoscut deja cele două personaje la care mă refer. Esau și Iacov, doi frați, gemeni. Au avut părinți credincioși. Oameni care au umblat cu Domnul și care au dovedit seriozitate în umblarea lor cu Domnul. Copiii aceștia au apărut în lume datorită rugăciunilor părinților lor. Citim în cartea Geneza că Isaac și cu Rebeca, după ce s-au căsătorit, n-au avut copii. Rebeca era stearpă. S-au rugat timp de 20 de ani ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu un copil. Și când a venit vremea, Dumnezeu a binecuvântat nu cu un copil, ci cu doi copii. Când au crescut mari, amândoi copiii aceștia au ajuns să plângă la un moment dat. Despre Esau, îi citim durerea și dezamăgirea mare atunci când a dorit să obțină binecuvântarea de la tatăl său și n-a mai fost posibil. Geneza 27, citim așa. Esau a zis tatălui său, n-ai decât această singură binecuvântare, tată, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Iată un plânset. În Evrei 12, în capitolul din care am citit, se spune așa, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit.
pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să schimbe nimic. Esau a plâns și Iacov a plâns. Citim în cartea Osea, în capitolul 12, ceva despre un episod din viața lui. Domnul este în ceartă cu Iuda, va pedepsi pe Iacov după purtarea lui. Zice, încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu, s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iată un plâns, plânsul lui Iacov. Și cum, deși au plâns amândoi, acești frați, diferența dintre aceste două plânsete a fost foarte mare. Plânsul lui Esau a însemnat disperarea în momentul în care a înțeles că a pierdut pentru totdeauna privilegii și binecuvântări. Plânsul lui Iacov a însemnat nu pierdere, ci un câștig impresionant, pentru că a fost un plâns al pocăinței și a redirecționării vieții. Cei din Biserica Domnului, dați-mi voie să vă spun că ajung să cunoască unul din aceste două plânsete diferite. Care a fost deosebirea între cele două tipuri de plânset? Să ne oprim mai întâi la Esau. Esau a plâns pentru pierderea posibilităților care le-a avut datorită privilegiilor ce au fost acordate, dar pe care nu le-a prețuit. E plânsul posibilităților pierdute. Cine sunt cei ce vor ajunge să aibă plânsul lui Esau? Și sunt sigur că și în biserica noastră vor fi unii care după ani de zile vor ajunge să aibă plânsul lui Esau. Sper să nu fie mulți. Aș vrea să fie zero numărul acesta. Dar se întâmplă că și în familie credincioșilor. Esau a crescut în familie de oameni pocăiți. Ajung să apară credincioși care vor avea plânsul lui Esau. Cine sunt cei care vor ajunge să aibă plânsul lui Esau? Probabil că tinerii ar trebui tot să dea atenție la acest mesaj. Să oprească din vorbit, din râs, din orice alt lucru și să dea atenție cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că acest mesaj este în primul rând pentru tineri. Ei bat la poarta vieții, așa cum spune Eminescu într-o poezie. Și pentru ei urmează, fie un plâns, fie altul, să știți. Primul rând, cei care vor avea acest plâns al lui Esau sunt cei care disprețuiesc privilegiile Domnului. Gândiți-vă la această expresie, privilegiile Domnului. Sunt oameni care ar da orice să aibă privilegii sociale și de altă natură în societate. Oameni care plătesc greu să ajungă, de exemplu, la o școală foarte faimoasă, că prin aceasta își asigură un statut înalt în societate. Privilegii. În evul mediu, o mână de oameni erau privilegiați, aveau drepturi speciale. Și restul? Erau neprivilegiați. E bine, Esau a avut privilegii mari, importante și a avut aceste privilegii din partea Domnului. Știți ce s-a întâmplat între Esau și Iacov? Esau a venit într-o zi acasă obosit și a spus lui Iacov, sunt tare obosit, am nevoie de o mâncare, și Iacov a zis, dă-mi dreptul tău de întâi născut. Și Esau a zis, ce mare lucru, dreptul de întâi născut, who cares? Ați auzit expresia asta la tineri? Și a vândut dreptul de întâi născut pentru o farfurie de supă. A venit și vremea binecuvântării și Iacov a acționat din nou și Esau și-a pierdut și binecuvântarea. Drept rezultat, cuvântul spune că a plâns. Iacov n-a fost mai înzestrat decât Esau. Și totuși Esau l-a invidiat în final pe Iacov. Esau a pierdut ceea ce a avut inițial, nu pentru că Iacov i-a furat binecuvântarea, ci pentru că el a disprețuit-o. Aceasta e cauza reală a pierderii din viața lui Iacov. Copiii noștri nu vor ajunge să plângă într-o zi ca și Esau, pentru că Domnul nu le-a dat drepturi, nu le-a dat privilegii, pentru că nu i-a avantajat. Ci vor plânge pentru că, în ciuda faptului că au fost avantajați, au avut privilegii, le-au disprețuit ca și Esau. Esau a pierdut ceea ce a avut inițial, nu pentru că Domnul l-a dezavantajat. A pierdut privilegiile pentru că el le-a disprețuit. Acesta e cuvântul. Dumnezeu nu dezavantajează pe nimeni, pe niciun om. Toți oamenii au pus în fața lor binecuvântările Domnului. Și toți oamenii pot să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă existența a dezavantajat pe cineva, Dumnezeu este acolo să ofere prin compensație har mai mare.
Și cuvântul spune că acolo unde păcatul s-a înmulțit, sunt copii care se nasc în familii distruse, pline de păcat. Acolo unde păcatul s-a înmulțit, Dumnezeu a făcut ca harul să se mulțească și mai mult. Dumnezeu nu dezavantajează pe nimeni. Evreii au avut privilegii mari din partea lui Dumnezeu. Dar se întâmplă că tocmai cei care au privilegii mari ajung că le disprețuiesc, le desconsideră. Citim despre privilegiile evreilor în capitolul 9 din Romani. Vom ajunge duminica viitoare probabil să analizăm și acest pasaj din nou, Romani, capitolul 1. Ce Pavel așa, spun adevărul în Hristos numind cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare, am o durere necurmată în inimă. Care-i durerea asta? Pentru cine era durerea? Pentru evrei. Zice, doresc eu însumi să fiu anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Și acum începe cu privilegiile, drepturile lor mari. Ei sunt izraeliți, puțin lucru. Ce Pavel, dreptul izraelitului este mare. Au înfierea, au slava, au legămintele, au dar a legii, au slujba dumnezească, au făgăduințele, au patriarhii, din ei a ieșit după trup Hristosul. Ce privilegii mari au avut evrei. Și în capitolul 10, Pavel se lamentează și spune, doresc să fie mântuiți. Le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. N-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, ci și-au pus înainte o neprihănire a lor. Au disprețuit neprihănirea pe care Dumnezeu le-a întins-o în dar. Cel mai mare privilegiu urma să-l primească prin Domnul Iisus Hristos. Și tocmai pe Domnul Iisus Hristos l-au disprețuit și nu l-au apreciat la justa valoare. Gândiți-vă la avantajele sau privilegiile pe care le au cei care s-au născut în societatea așa zisă creștină a apusului. Aici sunt și copiii noștri, în societatea apusului. Câte privilegii are această societate? În timp ce în cele mai multe țări din lume existența este la nivelul, așa, limitei, în America există bogăție și belșug din toate punctele de vedere. În Africa să moare de foame, oamenii se uită după o bucată de pâine, ar munci o zi întreagă pentru o bucată de pâine. Și în America copiii noștri o aruncă, o disprețuiesc. E un privilegiu, dar nu acesta e marele păcat al generației noastre. Știți care e marele păcat? Că noi avem o zestre religioasă. Creștinismul a pătruns în primul rând în Imperiul Roman și s-a răspândit în toată Europa și populațiile Europei au ajuns să creadă în Domnul Iisus Hristos să se pocăiască. A ajuns cuvântul la noi, Evanghelia, am ajuns să cunoaștem viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos și acum generația nouă a ajuns să disprețuiască tocmai această zestre spirituală cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Europa, țara de unde a plecat creștinismul, locul de unde creștinismul a fost împrăștiat în toată lumea prin misiuni. La ora actuală discută despre o Constituție a unei Europe Unite în care nici nu vor să pomenească de Dumnezeu, de Iisus Hristos și de zestrea spirituală a creștinismului. Oameni care disprețuiesc privilegii, drepturi. Același lucru se întâmplă în America. Noua generație disprețuiește cel mai mare avantaj pe care l-au avut vreodată oamenii. Să ai zeci de Biblie în casă, să ai Cuvântul lui Dumnezeu. Citesc despre populații de milioane de oameni în lume care e o Biblie la 100 de locuitori, la 1000 de locuitori. Și noi avem belșug de Biblie în casele noastre, Cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte mulți tineri disprețuiesc aceste privilegii pe care Dumnezeu ni le-a dat. Cât de dezavantajați însă sunt cei din Africa, din America de Sud, din Asia. Dar știți unde câștigă Evanghelia cele mai mari rezultate? Tocmai acolo. Dumnezeu îi binecuvântează pentru că ei nu disprețuiesc puținele privilegii pe care Dumnezeu le-a dat, ci le apreciază. Dragul meu, nimeni nu poate să-ți ia privilegiile spirituale pe care le ai. Nimeni nu ți le poate lua dacă tu nu le disprețuiești. O explicație a plânsului lui Esau este aceasta, a disprețuit binecuvântările Domnului. Și acum gândește-te, oprește-te și analizează-ți viața, oare nu cumva te încadrezi în această categorie de oameni care disprețuiesc privilegiile sau drepturile pe care Dumnezeu ne le-a dat? Și mă adresez tinerilor și copiilor, ai părinți. Ești privilegiat. Ai părinți pocăiți? Ești privilegiat și mai mult.
ai părinți pocăiți și strict cu tine, ești privilegiat încă o dată. Cea mai mare parte a copiilor negri din America n-au părinți doi. Trăiesc în case fără tată, cei mai mulți. Toți copiii noștri aici, majoritatea covârșitoare, 99%, au părinți, doi părinți. Cea mai mare parte a copiilor din societatea noastră nu au părinți credincioși. Și voi aveți părinți credincioși, o mare binecuvântare, o mare privilegiu. Cea mai mare parte a copiilor din familie credincioșilor n-au părinți stricți. Generația nouă, așa zis, baby boomers, n-au știut să-și disciplineze copiii. Dacă tu ai părinți, părinți pocăiți, părinți stricți, ești binecuvântat. Count your blessings. Nu disprețui acest privilegiu. Cinstește-ți părinții, mulțumește-ți Dumnezeu pentru ei. Dacă îi disprețuiești, s-ar putea să ajungi într-o zi ca Esau să plângi cu amar. Ești membru într-o biserică serioasă, cu prezbiteri care predică fără compromis cuvântul Domnului? Ești privilegiat. Mulțumește-L Dumnezeu. Ești membru într-o biserică ce practică disciplina? Ai ajuns cumva disciplinat de biserică? Mulțumește-L lui Dumnezeu, ești privilegiat. Sunt atâtea biserici care sunt pline de membri care trăiesc în păcat și nimeni nu-i disciplinează. Și viața lor este ruinată. Ai o biserică în care există oră de rugăciune și școală duminicală și servicii divine serioase? Mulțumește-L Dumnezeu, ești privilegiat. Mă duc prin România și prin alte părți și îmi spun unii, frate, ne uităm la biserica voastră, la serviciile voastre. Sunteți binecuvântați, sunteți privilegiați. La noi nu există, deci, atâția predicatori cât există la voi. La noi nu există școală cum aveți voi. La noi nu există profesor de Sunday School să treacă în față și să învețe cuvântul Dumnezeu așa cum este învățat la voi în biserică. Privilegii după privilegii după privilegii. Dacă tu însă nu vii la ora de rugăciune și nu participi la Sunday School și nu apreciezi serviciile divine ale bisericii, care e realitatea? Dacă acestea sunt privilegii de la Dumnezeu, înseamnă că tu disprețuiești privilegiile Domnului. S-ar prea putea într-o zi să ajungi să plângi ca și Esau. Esau n-a declarat că le disprețuiește, dar nu le-a prețuit, le-a schimbat pe nimicuri. Și sunt credincioși care schimbă privilegiile Domnului pe nimicuri. Schimbă serviciile divine pentru o emisiune de sport la televizor. Mai important aceea decât serviciul divin. Schimbă ora de rugăciune pe filme și pe distracții pe care le văd acasă atunci când frații și surorile se adună la închinare înaintea lui Dumnezeu. Viața acestora va fi un plâns. Plânsul Esau. Alsemnalment. Primul, ați reținut? Cei care disprețuiesc privilegiile, drepturile mari pe care Dumnezeu le-a dat, vor ajunge să plângă la fel ca și Esau. Alsemnalment al celor care vor ajunge să plângă. În Evrei 12 se spune așa, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Esau a fost lumesc. Știți că în fiecare biserică există credincioși lumești? Da. De unde știm? Spune Scriptura. Întoarceți pagine la 1 Corinteni, capitolul 3. Și Apostolul Pavel le spune că între ei sunt credincioși lumești. Și așa, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Și de el un semnalment, când în biserică există certuri, disensiuni, neînțelegeri între frați, asta e dovada că acești oameni sunt lumești. Și acum, cine sunt cei lumești? Cum putem să-i caracterizăm? Sunt lumești cei care în loc să aprecieze lucrările Domnului, lucrurile Lui, apreciază lucrurile lumii. Fratele Brian a vorbit în Coloseni, capitolul 3, să umblăm după cele de sus, nu după cele de jos. Știți, în centrul atenției la cei lumești nu este Domnul Iisus Hristos, nu-i biserica, nu-i Evlavia. Fratele Brian spunea că un credincios adevărat
este evlavios și l-are pe Domnul Hristos în centrul vieții. Un credincios lumesc nu l-are pe Hristos în centrul vieții sale. Ce apreciază în schimb? Îl lumesc, apreciază lucruri lumii. Și lucrurile pe care lumea le apreciază, în primul rând, sunt cele materiale, nu? Materialismul e o plagă a societății în care trăim. Oamenii sunt într-o goană nebună după a agonisi mai mult, mai mult, mai mult. N-ajunge nimic. Au cum spuneam că în vremea noastră, omul de la mijlocul societății, middle class, trăiesc mai bine decât au trăit regii cu 200 de ani în urmă. Există nemulțumire și o regare și o goană tot mai mare după cele materiale. Materialism este alergarea după lucrurile care au valoare limitată și temporară. Lucrurile acestea trec odată cu întrebuințarea lor. Lumesc este cel ce nu se uită la cele veșnice, permanente, care au adevărată valoare, ci se uită la cele care trec odată cu întrebuințarea lor. Lumea apreciază materialismul, lumea apreciază moda, fasonul, ceea ce este în vogă. Lumea apreciază distracțiile, amuzamentul. Așa de mult apreciază distracțiile, că au introdus distracțiile și în biserică. Observați, sunt lucrurile de jos, nu cele de sus. Este moda, transformarea după chipul veacului și nu metamorfozarea după chipul Domnului Iisus Hristos. Sunt distracțiile și nu discursul duhovnicesc din cuvântul lui Dumnezeu. Da, există credincioși care apreciază lucrurile materiale în dauna celor spirituale. Sunt materialiști. Și când este vorba să aleagă între cele duhovnicești și cele materiale, știți care le aleg? Cele materiale. Există credincioși care apreciază moda, femei care sunt ahtiate după modă, le vezi peste tot, în biserici. Sunt lumești. Știți că toate lucrurile astea ale lumii pe care înaintașii noștri când s-au pocăit le-au lăsat, le-au lepădat, n-au vrut să fie ca lumea. Acum treptat au ajuns înapoi în biserică. Dar cine le-a dus înapoi în biserică? Credincioasele lumești le-au dus înapoi. Există în biserici oameni care apreciază distracțiile și senzualitatea. Sunt lumești. Și Biblia spune, lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, că toți cei care sunt lumești în biserică vor ajunge într-o zi să plângă la fel ca Esau. Văd familii în care părinții au bani pentru case mari, au bani pentru lux, au bani pentru mașini scumpe, au bani pentru concedii grase, dar n-au bani când e vorba să dea la biserică, pentru misiune, pentru educația copiilor lor, pentru un sărac care vine solicită și așa mai departe. Știți care e cauza? Materialism. Iubesc lucrurile astea mai mult decât împărăția lui Dumnezeu. Văd familii în care mamele sunt la modă și învață și pe fetele lor cum să fie la modă. Hollywood este modelul lor. A zile trecute am dat ochii cu o soră care are câteva fetișcane. Și am zis, soră, nu te uiți cum sunt îmbrăcate. Le învață să danseze, nu-i nimic, frate, că dansează. Le învață să umple așa de podoabe, nu-i problemă, frate, nu luăm literal scripturile. Le învață să aibă o ținută de ochiată, de acum de mici. M-a zis că nu-i mare lucru că-s mici, 8, 9, 10 ani, așa? Numai și expun trupul. Și când îți mari, ce vor face? Vor continua la fel. Și o disgrație pentru credincioasele noastre să-și expună piepții și umerii goi și spatele și să-i se vadă lenjeria. Asta e la mod acum, să ai pe tine o haină care așa curge de pe tine într-o parte și îți arată lenjeria intimă. E la mod, așa-i? Cei lumești apreciază lucrurile acestea. Esau a fost lumesc. Și când îți spune că la urmă a plâns cu amar. Există credincioși care stau în fața televizorului la distracții când biserica se adună la închinare. Esau a fost nu doar lumesc, ci și curvar, spune cuvântul. Și acum, citiți în Scriptură undeva că Esau și-a înșelat nevestele? Cum a fost curvar? Iacov, capitolul 4, spune, suflete prea curvare,
Nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Preacurvar nu-i doar credinciosul care merge și comite imoralitate. Preacurvar este orice credincios care este prieten cu lumea în dauna relației cu Dumnezeu. Esau a fost lumesc și preacurvar. Iată un motiv pentru care a ajuns să plângă cu amar mai târziu. Un alt semnalment. Cine sunt cei care vor plânge ca Esau? Cei care iau decizii fără să le pese de cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Esau a ajuns la vârsta căsătoriei, așa cum sunteți unii dintre voi, la vârsta căsătoriei. Un privilegiu pe care l-a avut în familie, știți care a fost? Că și Esau și Rebeca le-au spus copiilor lor, suntem pocăiți? Isaac și Rebeca le-au spus copiilor, noi suntem pocăiți. Și noi ne-am pocăit așa după cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Credeți că Esau n-a știut felul în care s-a căsătorit? Esau n-a cunoscut felul în care s-a căsătorit Isaac? Cum s-a căsătorit Isaac? S-a uitat printre fetele țării și nu i-a plăcut niciuna și atunci dacă nu îmi place niciuna între cananite, mă duc să caut între cele pocăite pe una. Nu așa s-a căsătorit. Avram i-a spus copilul, i-a spus robului său, copilul meu trebuie să ia în căsătorie o fată dintr-o familie credincioasă. Și a spus, în niciun caz nu admit ca fiul meu să accept ideea ca fiul meu să căsătorească cu una din cananite. Esau a știut toate lucrurile astea. Vine vremea să căsătorească. Cu cine s-a căsătorit? Cu o mândră, zice fratele. Vă citesc eu. Isaia 36. Când copiii dumneavoastră vor face așa, să nu veți mai râde niciunul dintre voi, să știți. Nici un credincios nu va râde când copiii săi se vor nenoroci. Ce scrie aici? Esau și-a luat neveste dintre fetele Canaanului. Ada fata Hetitului, Elon, Oholibama, fata Hevitului, Zibeon. Hetiți, Heviți, Cananiți. A avut o căsătorie lumească. Știți cum sunt căsătoriile lumești? Ce se face la o căsătorie lumească? Se bea, se dansează și se destrăbălează unii cu alții, așa-i? M-a durut inima. Am uitat astăzi cu soția la o poză a bisericii noastre din anul 1991 și am vrea să o punem în publicația asta de 30 de ani. Și ne-am uitat acolo, fețele cu tare, cu tare, cu tare, și acolo am văzut o fetișcană, zic, știi cine e fetișcana asta? Zice, da, știu. Și ai auzit? S-a căsătorit. Și știți cum s-a căsătorit? Cu dans și cu băutură și cu petrecere lumească. Și când părinții au fost creștinați, dar cum se poate așa ceva? Au zis, dar ce zice? Am rămas încremeniți cu 100 de ani în urmă, cum au fost pocăiții, cu 100 de ani în urmă? A luat punul din feciorii țării, nu? Că dacă e chipeș, dacă are meserie bună, câștigă bine, care e problema? Știți ce s-a întâmplat mai târziu? Și fata și mama vor plânge plânsul lui Esau. Văd băieți în biserică ce nu apreciază privilegiile pe care Dumnezeu le-a dat și fete care nu le apreciază. Era un articol și l-am citit și zicea un tânăr, zice, explicați-mi, se adresa altuia, cum se întâmplă că, zice, sunt băieți serioși care sunt amabili, curtenitori, așa, manierați în toate felurile și vin și unul dintre ei face curte unei fete, zice, și fata aceea, în loc să se uite la băiatul ăsta serios, curtenitor, zice, preferă pe un bam. Un tercă-berchea. Și zice, îl respinge pe omul ăsta serios și se căsătorește cu un tercă-berchea și ajunge să experimenteze după aia tragedie în căsătorie. Și lucrurile se întâmplă și invers, nu? Sunt băieți care în loc să se uite la o fată liniștită, pocăită, așezată, să uită după alea care fluștură lucruri în jur. Și după aceea ajung să plângă plânsul lui Esau. Eram de vârsta căsătoriei și în biserica noastră era o fată și a venit un tânăr așezat, liniștit, era de la țară, manierat, politicos și a cerut-o în căsătorie.
Și fața a Și a venit un șmecher de la oraș, care numai pentru ea a venit la biserică. Și a căzut în brațe imediat și s-a căsătorit cu el. Și după aceea a trecut vremea și s-a vedit că tânărul ăla, serios, are o familie binecuvântată, copii serioși, are toate lucruri, toate binecuvântările Domnului. Și fata asta care l-a disprețuit a ajuns să aibă o familie dezbinată, stricată, acte de imoralitate din partea soțului. Și am găsit-o de multe ori când mă duc în România, începe să plângă, să verse lacrimi. Plânsul e sau? Vreau să vă întreb, mai poate un tânăr care a dat greș în căsătorie să desfacă lucrurile și să ajungă din nou necăsătorit și să... E cealaltă opțiune care a avut odată. Nu mai poate. S-a dus. Există posibilități care stau în fața noastră. Tinerii pot fi serioși acum, la vârsta asta, când stau în fața căsătoriei. Dacă sunt neserioși în problemele astea importante ale vieții, vor plânge toată viața. Esau a plâns. Sunt cei care au plânsul Esau, sunt cei care disprețuiesc privilegiile Domnului. Sunt cei care sunt lumești, ca și Esau. Sunt cei care iau decizii care sunt împotriva cuvântului Dumnezeu și împotriva voii lui Dumnezeu. Cuvântul spune foarte clar, nu vă înjugați la un jug nepotrivit, că ce legătură este între Hristos și cei din lume? Plânsul posibilităților pierdute. Și cum mai există un plâns înregistrat în Scriptură. Lăsăm pe altă dată. Plânsul lui Iacov. Doi frați, diferență cer de pământ, pentru că unul a disprețuit privilegiile, a ajuns să plângă cu amar, și pentru că unul a prețuit privilegiile Domnului și le-a dorit foarte mult, deși a făcut greșeli mari, zice greșeli mai mari decât celălalt, până la urmă a ajuns binecuvântat de Dumnezeu, a ajuns și el să plângă și vom vedea în ce a constat plânsul lui, dar plânsul lui în loc să fie disperare și păr smuls, a fost cauza unei binecuvântări care a venit în viața lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți care am auzit cuvântul său în seara aceasta, să dăm atenție sfaturilor pe care Dumnezeu ne le oferă. Mă rog pentru tinerii care au auzit cuvântul în seara aceasta să fie serioși, să-și socotească privilegiile, sunt născuți în familii de pocăiți, au tată, au mamă care se îngrijesc de ei, au toate privilegiile, sunt crescuți într-o biserică unde există tineri serioși, tinere serioase, unde pot să se căsătorească unii cu alții, aici în biserică, n-au nevoie de cei din lume. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze să fie serioși în umblarea lor cu Domnul, ca în felul acesta să ajungă în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu și să aibă vieți fericite. Amin. Cât de potrivită este inițiativa aceasta care ne stă înainte pentru săptămâna care urmează să ne rugăm pentru copiii noștri, ai noștri, familiile noastre și copiii noștri, copiii bisericii, ca Domnul să-i păzească. Și acum, sigur, parte din mesajul fratelui Daniel s-a adresat lor, ni se adresează și nouă. Atâta vreme cât mai suntem încă în viață, suntem privilegiați și avem posibilitatea să prețuim aceste privilegii. Sau nu? La orice vârstă. Dumnezeu să ne facă pe noi oameni înțelepți. Și să facă pe copiii noștri oameni înțelepți. Să știți că nu zic numai acum, de fiecare dată când mă rog pentru copiii mei, fac și rugăciunea aceasta să-i facă Domnul oameni înțelepți ca să aleagă bine. Amin. Și așa să ne facă Domnul pe toți. Haideți să ne ridicăm și să încheiem această zi în care am fost privilegiați să venim la casa Domnului cu rugăciune, să ne exprimăm recunoștința față de Domnul, să ne încredințăm în mâna Domnului pentru săptămâna în care am intrat. Să ne rugăm cu toți, cu voce tare, rog pe fratele Liviu Dragomir să ne conducă cu voce tare rugăciune. Tatăl nostru care ești în cerul, închinăm cu umilință înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Da, îți mulțumim pentru jertfa de la cruce prin care ierți păcatele noastre și mulțumim, ne faci copii ai Tăi. Cel mai mare privilegiu pe care Tu ne-l dai să fim copiii Tăi. Da, să fim în biserica Ta, să lăudăm numele Tău. Îți mulțumesc pentru cei care au fost înaintașii noștri și au vestit Evanghelia. Mulțumesc că am putut să auzi. Mulțumim, mulțumesc că prin Duhul Tău cel Sfânt ai cercetat inima mea și inimile noastre
De aceea suntem aici, pentru că într-o zi ne-ai cercetat și ne-ai chemat la tine, ne-ai primit la tine. Te rog să binecuvintezi tineretul acestei biserici. Te rugăm, Doamne. Te rog să binecuvintezi tineretul celorlalte biserici. Da, te rugăm. Te rog să ai milă, Doamne Dumnezeule. Lupta este așa de mare și vrem să fim lângă tine, vrem să ne rugăm pentru copiii noștri, vrem să-i învățăm, vrem să trăim înaintea lor Evanghelia Harului. Amin. Te rog să-i binecuvintezi, te rog să întâlnești pe fratele Daniel, pe fratele Ovidiu, te rog să întâlnești pe fratele, pe toți păstorii care se ridică să predice cuvântul tău cel sfânt. În numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, vrem să te lăudăm și să trăim. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați.